Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, și vreau să vă mulțumesc la toți pentru mesajele frumoase. Și vă mai spun încă o dată, dacă nu sunteți încă abonați la acest canal, abonați-vă, intrați și voi în echipa noastră, nu o să vă pară rău, vom deschide împreună multe cește și veți învăța și multe rugăciuni noi, să știți așa. Mulți îmi spuneți că nu găsiți descântecul. Și am hotărât să vă citesc eu odată și să scriți acest descântec, pentru că, într-adevăr, aveți prea mulți ochi deasupra voastră, că unii mă scriți că încep să cas cu lacrimi. Să știți că căscatul cu lacrimi vă arată cât de tare sunteți diocheți, de aia nu vă merge bine, de aia sunteți așa obosiți, de aia descântați-vă, că citiți această rugăciune și o să vedeți că o să vă meargă și mai bine. Așa, haideți să citim ca să puteți găsi toți acest descântec, ca să-l puteți citi. Așa vom începe. Fugi de ochi, dintre ochi, fugi de ochetură, că te ajunge vânt din gură, fugi de ocheat, că te ajunge vânt turbat, fugi de ochi, dintre ochi, că te ajunge soarele, să-ți taie picioarele. Fugi de ochi din fața obrazului, din zgârcitul nasului, din grumezul gâtului, din creierii capului, din splină, din inimă, și să ieși și să te duci, că eu cu gura te-am descântat, cu mâna te-am luat și în vânt te-am aruncat. Să rămâie toți abonații mei curați și luminați ca floarea câmpului, ca roa dimineții. Amin. Asta este, dragii mei, rugăciunea. Este o rugăciune foarte simplă. Eu aici am citit pentru voi, pentru abonații mei. De aia am zis abonații mei. Dar aici să rămâie numele, cum vă cheamă. Și spuneți numele vostru, cum vă cheamă. Și apoi așa suflați și amin ziceți, ca să fie rugăciunea pentru voi. Și credeți-mă, eu acum am citit, m-a făcut așa foarte, m-a umflat o căldură, așa, să știți că într-adevăr aveți prea mulți ochi deasupra voastră, dragi prieteni. Scriți această rugăciune că într-adevăr o să vă fie foarte bine. Așa, vom deschide o ceașcă specială. Am descântat, de aia am pus acest ochi. Să știți că dacă nu încă n-ați găsit acest ochi, cum îl găsiți, cum îl cumpărați, că este într-adevăr o piatră foarte puternică de protejare de ochiului. Așa, haideți să deschidem și să vedem ce ne va spune ceașca noastră. Într-adevăr, m-a umflat niște călduri, Doamne. Așa, haideți să vedem ce ne va spune ceașca. Uitați-vă, vă arăt și vouă ca să vedeți. Așa, dragi prieteni, greutățile dumneavoastră s-au îngrămădit așa ca o movilă între la o margine, dar să știți că în sufletele voastre mai aveți așa o gaură, mai aveți așa o greutate pe care nu puteți să povestiți la nimeni, nu să spuneți la nimeni, și de aia toată vremea aruncați în sufletele voastre și toată vremea vă sapă aceste greutăți, pentru că nu le puteți spune la nimeni. Dragi prieteni, aici văd trei scări. Să știți că în viața dumneavoastră deja ați început să pășiți pe scara vieții dumneavoastră. Nu cu totul, dar puțin, pentru că aici văd trei trepte, așa să zic, treapta vieții dumneavoastră, dragi prieteni. Așa, aici văd un fluture, să știți că fluture, când iese în ceașcă, este foarte bine. Veți începe așa să fiți mai liniștiți, mai, cum să zic, mai calmi, veți începe așa o viață mai puțin, mai liniștită, dragi prieteni. Să știți că în prejurul vostru aveți prea multe vorbe, dragii mei. Vă vorbește lumea și de ce vă vorbește? Vă spun că mulți vă sunt geloși deasupra voastră și de aia foarte multe lume vă vorbește prea la spate, pentru că ei nu reușesc să facă ceea ce faceți voi. Toată vremea voi sunteți un pas mai înainte decât ei și de aia toată vremea vă vorbește prin spatele vostru, dar lăsați să vorbească, că dacă nu te vorbește lumea, nu știi că trăiești. Așa,
Să mai zic să știți că în spatele dumneavoastră lăsați toate greutățile, tot răul. Îl lăsați în urmă și începeți să mergeți mai înaintea drumul. Începeți, cum să zic, să mergeți pe drumul vieții dumneavoastră. Aici văd o, cum să zic, o nuntă, dragi prieteni. Aici văd o nuntă pentru că aici văd un mire și o mireasă și în scurt timp veți juca această nuntă. Aici văd și o pasăre. De la un bărbat, să știți că vă vine o veste foarte bună și o să saltați de bucurie. Să știți că o să vă vină foarte bine această veste și o să vă bucurați foarte mult, dragi prieteni. Dragi prieteni, aș vrea să vă spun că cineva din apropiații dumneavoastră ascunde un secret de dumneavoastră și îi este frică ca să vă spună vouă acest secret, dar voi singuri o să aflați acest secret și într-adevăr o să vă pară foarte rău, poate să trăiți și puțin, așa să zic, puține certuri de ce a ascuns de dumneavoastră. Acest secret îl ascunde mai mult un bărbat, să știți. Acest bărbat ascunde ceva de voi. Aici mai văd o ciupiarcă. Dragi prieteni, dacă doriți să cumpărați casă, să știți că visul vi se împlinește. Ciupiarcă înseamnă casă, dragi prieteni. Dacă doriți să cumpărați o casă, vi se îndeplinește acest vis. Nu acum, dar câtva timp va trece și, într-adevăr, vi se împlinește pentru că a ieșit o ciupiarcă foarte albă și frumoasă. Așa să știți, a ieșit casa dumneavoastră pe care o doriți să o cumpărați sau dacă doriți să vă mutați în altă casă, să știți că o să faceți această schimbare în altă casă și într-adevăr o să uitați răurile din casa trecută și veți începe o pagină curată și va merge și mai bine pentru voi, dragi prieteni. Așa, într-adevăr vreau să vă spun că viitorul dumneavoastră este mai luminat. Trecutul, într-adevăr, foarte mult ați plâns, foarte mult cum să zic, ați avut dușmanii dumneavoastră toată vremea, ați suferit. Dar să știți că încetul cu încetul deja începeți să alungați toate greutățile deasupra voastră și să trageți acea energie pozitivă deasupra voastră, dragi prieteni. Și bine faceți că dacă o să trageți energia pozitivă, să știți că toată vremea o să vă meargă mai bine. Dacă nu, o să fiți așa negativ, să știți că nu va merge foarte bine, pentru că toată vremea, dacă gândești negativ, toată vremea vă vine peste cap așa o răutate sau ceva. Dragi prieteni, aici văd că două persoane supărate, că s-au întors spate în spate și acesta poate fi soț și soție, poate fi și partener. Să știți că acești parteneri s-au certat puțin și sunt supărați unul pe altul, dar într-adevăr se iubesc foarte mult și în curând o să vă împăcați. Această ceartă nu va dura mult pentru că cearta voastră este așa scurtă și o să vă împăcați repede. Altceva ce mai este aici, să știți că aveți în luna aceasta, vă veți primi multe vești bune, pentru că sunt multe păsări în ceașca dumneavoastră. Veți primi multe vești bune, dragi prieteni. Gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința ce ne va spune. Așa. Dorința dumneavoastră, într-adevăr, se împlinește foarte repede. Aveți o dorință în afara casei. Și să vedem ce ne va spune farfuria în casa dumneavoastră. Dragi prieteni, aici văd o ceartă. Uitați-vă, aici e un pistol și o femeie. Și această femeie, uitați-vă cât de bine a ieșit. Pistol, litera V și o femeie. De la această femeie suferiți foarte mult, dragi prieteni. Într-adevăr, este un dușman foarte mare. Că, într-adevăr, foarte mult zgomot vedeți de la această femeie. Uitați-vă, nici eu nu m-am așteptat. Uitați-vă, dacă nu mă credeți, uitați-vă voi singuri. Pistol, litera V deasupra aceștei femei. Uitați-vă, dragi prieteni, cât de bine a ieșit.
Să știți că eu nu spun minciuni. Ceașca vă arată singură ce este aici, scumpii mei. Aveți mai puțin, fiți mai atenți, aveți grijă de oamenii din jurul dumneavoastră, pentru că dacă nu, o să suferiți foarte mult din cauza acestei femei. Asta a fost ceașca noastră, dragi prieteni. Eu vă zic să vă fie totul de bine. Vă pup și nu uitați să vă abonați, dacă încă nu sunteți abonați. La revedere, dragi prieteni!